v-a văzut Dumnezeu că v-ați iubit unul pe altul, dar ca să rămână cât mai puternică dragostea voastră, nu numai ca să vă uitați unul la altul, să vă iubiți unul pe altul, dar amândoi să-L iubiți pe Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, acesta pe care l-ați primit astăzi, prin taina cununiei și vederea acestui har, a fost chiar cununiile pe care v-au fost puse pe cap, să rămână veșnic în voi, pentru că, așa și spun Sfinții Părinți, taina căsătoriei este indisolubilă, adică nu se rupe. Nu există o rugăciune sau ceva special care să rupă taina aceasta cununiei. De aceea, harul acesta este extrem de important, încât Sfântul Apostol Pavel se mira spunând, asemănând această taină a unirii între bărbați și femei, taina cununiei, unirea dintre Hristos și Biserică.